Deci de micuț aveam spiritul comerțului, deci eu vreau să fac bani. Deci am fost așa 2-3 săptămâni în care am mers cu ei, am dormit pe canale, am dormit așa, dar repede m-am dat seama că nu-i drumul bun. M-am retras, deci erau, trăiau din pungă, chestii de asta și eu m-am retras din gașca asta. Am început să vând pătrenuri, tot felul de... Deci de micuț aveam spiritul comerțului, deci eu vreau să fac bani. Și atunci mă înhăitam cu tot felul de băieți care dormeau în canale, că de fapt asta a fost. Și meream, dormeam prin trenuri, dar nu a fost un timp lung. Și atunci repede am ajuns la autogară. Și acolo am cunoscut băieții ăștia care nu lăsau pe oricine pe acolo pe lângă ei. Și am început să mă educ. Începeam deja, fiind pe acolo, am început să văd cum e treaba cu bani, începeam să fac bani. Deci la 12-13 ani începeam să fac bani, adică simțeam 10 mărși, 20, 30 de mărși, 40 de mărși pe zi, ceea ce însemnau bani. Și am început să cumpăr chestii, să-mi cumpăr haine, să mă tun, să fiu foarte pedant, cu dinții, unghiile, tot, să fiu în regulă cu tot.